Mă rog, nostalgie, dar eram odată... De ce mai bătați, doamnă, dacă nu vorbiți? Romanați a fost aici, ăla trebuie făcut, nu ori romanați. Ăla e normal, pentru ăla trebuie să merge la vot, ăla trebuie pus în lege, nu ăsta, ori romanați e altceva. Asta așa este, dar vedeți, toate s-au schimbat. Știu, dar de ce s-au cuplat? Se separă și ca teritorial? Dar cum se separă teritorial, ce face? Hai. Strutocămila, Strutocămila, înțelegeți? E de la Slatina. Slatina era înainte o groapă cu nămol, plină cu nămol, Slatina. Cine este dealul? Aici era, la noi, Caracalul era, unul dintre cele mai mari județe din țară, Lomanas, cu numele de la România. Și au zis că n-a vrut, a zis, nu, nu, Lomanasul nu va mai fi. Să adauge Lomanas la ceea ce se furase odinioară de comuniști, că aici a fost județul Lomanas. Dar totuși prea puțin acest nume, e prea puțin acest nume. Județul Lomanas că era un județ pe timpuri văzut, era un județ bocat. Păi dacă se făcea din 68 și până acum, județele, la noi aici era centru universitar la Caracas. Din cauza lui, din cauza lui Ceaușescu. N-a vrut el să fie indus aici. A vrut să facă la el acolo, la Slatina. De acord cu schimbarea numelui din Olt în Romanați. De ce să ne schimbe tocmai acum, după atâția ani, că suntem Olt, să devină Romanați? Deci nu voi vota pentru schimbare. Ideea asta de ce dintr-o dată să ne schimbăm? Dacă până acum am fost așa, de ce am vrea acum să ne schimbăm? Să rămână tot Olt. Să rămână tot Olt, că așa mă știm. Romanați se duc acolo la Romanați și mi-o fiește. Dacă întreb pe cineva din Moldova de Romanați, nu știu dacă pică bine sau nu. Dacă întreb de Olt, știe că aici e. Da, mie mi-ar place, nu? Că și mata e tot la Osica de acolo. Eu nu. De ce? Soția e de acolo. Dar dumneavoastră de unde sunteți? Eu sunt aici. Nu vrei să fie județul Romanați? Nu, Olt, Olt. Olt a fost destul când a fost Ceaușescu. Mai fie și Romanat. Ca să nu schimbe Oltul nostru, Slatina noastră, Oltul nostru, Slatina, rămâne așa, să facă Caracalul Romanat, dacă vrei. De ce să ne bage pe noi? Noi eram înainte de regiunea Argeș. Mai bine mă duc la Argeș decât la Olt. Cu Romanat, cu... Ăsta e un sat de țigar, Romanat, am înțeles. Deci eu consider că e o complicație în plus. Adică, sigur, o să ne pună să schimbăm numerele la mașini. Că s-ar zice că OR o să fie după. Eu zic că e o cheltuială în plus pentru noi, ca locuitori. Ar vrea să schimbă și buletine și carnete de șofer și toate cele... Nu, că au spus că nu se schimbă acum. Păi nu se schimbă acum, până prinde ăsta și după aia ne bagă pe gât și să cheltuim niște bani, nu? Un schimb județul care e o cheltuială în plus. Unu. Permise. Numere de circulație, buletine și nu văd care e sensul. Pentru cine e făcută chestia asta, pentru că aici sunt interese de vot. Nu. Pentru că eu plătesc, de unde e Olt Romanat s-a ieșit. Ne întoarcem în anii 70, 50? Din data 50. Sărbile.